Echipa Băimărană nu a avut emoții în această partidă. Un joc care a fost la discreția noastră, un joc pe care l-am controlat foarte bine și un joc de care mi-a fost puțin frică, deoarece veneam după 4 jocuri foarte grele în 10 zile. Această diferență de scor a făcut-o și faptul că Olimpia Satu Mare a fost în carantină, fiind primul lor joc după cele 14 zile de pauză. Izolarea pentru o perioadă a echipei băimărene nu a lăsat urme asupra pregătirii fizice a jucătorilor, spune antrenorul Dorin Toma. Destul de bine ne-am mișcat, am venit în carantină și am câștigat în 10 jucători jocul cu bici sau unul foarte greu. Bineînțeles că mă așteptam ca să vină nu o oboseală, o cădere fizică a echipei. Din păcate n-am reușit să facem mai multe puncte, deși am controlat jocurile. Aici mă refer la jocul de la Zălău, jocul de la Șimleu și jocul de la Sân Martin. Dar până la urmă e bine că am încheiat acest maraton cu 5 jocuri în 14 zile, cu o victorie și am făcut un joc bun. Sâmbătă este programată prima etapă din retur împotriva Progresului Șomcuta Mare.